Ghidul cele mai frumoase sate din România este menit să demonstreze că satul românesc supraviețuiește cu tradițiile și cultura proprie și că spiritul tradițional merită protejat. În realizarea ghidului s-a ținut cont de criterii precum peisajul cultural, stilul arhitectonic local, păstrarea elementelor originale din arhitectură, cultura locală și tradițiile conservate în viața satului, dar și eficiența energetică, mai exact utilizarea energiei ecologice, prezența caselor pasive și reciclarea. Dăm discuție și cu colegii noștri din Banzis, că ea a fost ținută asociația cea mai frumoasă sate, a fost ținută de colegii noștri din Franța, Italia, pentru a avea niște criterii care să convină și dumneavoastră, pentru că există o federație cea mai frumoasă sate din lume și din Europa, pentru că există un model pe care noi trebuie să ne pliem. Prin alte criterii legate de tradiții, de obiceiuri, de patrimoniu gastronomic, de păstrarea rețetelor tradiționale, de meniu, de arhitectură, și efectiv fiecare criteriu este punctat, are o pondere și o importanță în evaluarea finală. Și există un minim de puncte pentru a fi definit sat românesc tradițional. Acest ghid ce pune în valoare aturile extraordinare pe care zonele rurale din România le dețin, oferă în acest timp un sprijin pentru autoritățile locale în efortul pe care îl depun pentru dezvoltare durabilă a acestor zone. Am primit cu foarte mult entuziasm această propunere din partea asociației cele mai frumoase state din România și sperăm să fie doar un prim pas în promovarea satului românesc, a patrimoniului culinar, a tradițiilor specifice. Ghidul ar putea sprijini eforturile făcute pentru dezvoltarea turismului rural, așa că reprezentanții Ministerului și ai ANTREC salută apariția volumului. În zilele noastre, satul reprezintă nu numai o alternativă a dezvoltării durabile, dar și o destinație de vacanță. Este un loc în care se pot practica o gamă variată de sporturi și activități, este un loc de liniște și pace, în care turiștii pot experimenta modul tradițional de viață, se pot bucura de natură și de tot ceea ce nu se găsește în spațiul urban. Este un loc în care cei care trăiesc la oraș doresc să evadeze, măcar la sfârșit de săptămână. Este un mod în care oamenii își pot cunoaște altfel țara. Nu numai noi românii ne putem cunoaște țara prin intermediul vacanțelor și timpului pe care îl petrecem la țară, dar și turiștii străini. Ne dorim, cum spunea și doamna director general Carmen Moraru, ca aceste sate să devină niște destinații de vacanță, niște sate în care să se păstreze tradițiile. Știm că este greu să ținem acest echilibru între progres, între dezvoltare și păstrarea tradițiilor, dar încercăm, cu cât suntem mai mulți în acest demers, cu atât șansele de reușită sunt mai mari. Printre cele 61 de sate prezente în ghid se numără și satul Pietriceaua din județul Prahova, Cârlibaba din Suceava, Grădiștea din Călăraș, Rășinar din Sibiu, Vorona din Botoșan și Doi Mai din Constanța. Tipărit în 3.000 de exemplare, ghidul cele mai frumoase sate din România poate fi găsit în librării și muzee.